Suntem din nou la Construim în direct, aici la TVRR. Se construiește în direct. Mâine vom turna o supraturnare pe un beton existent, un beton tot crăpat. Rică! Rică! Hello! Rică! Vezi că arzi utilajul, zi să stai eu. Să oprească. Zi să oprească. Da, Rică, continuă. Da, pentru a ne putea lega cu supraturnarea de carosabilul existent, trebuie spartă o rampă, pentru că altfel betonul nu ar ține. Rică s-a supărat pe picamăr, vrea să-l ardă, ca să spună mâine că nu mai are cu ce lucra. Bă, mai încet cu picamărul, când se încălzește, lasă-l deoparte. Da, și în capăt sigur nu-i vaselină pus. Da, corect, în capul șpițului trebuie pus vaselină, pentru că în acest fel viața utilajului este lungită foarte mult. După Rică și Cristi se vede un teodolit, este un laser de nivel folosit în datul cotelor. Nivela laser este un aparat indispensabil în construcții. Este un aparat cu ajutorul căruia putem da nivele cu o precizie extrem de mare. Este vorba de 1 mm la 10 metri, suficient de performant pentru a ieși pardosel conform stasului. Stasul în pardosel presupune o abatere de maxim 1 la 1000, dar nu mai mult de 16 mm, indiferent de distanța sau dimensiunile halei în care s-a făcut aplicația. În zona de ieșire a halei, mâine vom aplica o șapă lipită, deoarece nu ne permite grosimea, vom turna beton pe actualul beton vechi, nu însă înainte de a amorsa perfect suprafața. Un lucru foarte important în aplicarea șapelor lipite este amorsarea suprafeței cu latex în două sau trei straturi, până când observăm că suprafața este lipicioasă, ceea ce ne garantează faptul că vom avea o permeabilitate perfect uniformă pe întreaga suprafață, iar betonul care va fi turnat peste se va lipi perfect. Este practic o sudură de beton, o sudură în care betonul proaspăt turnat se lipește de cel vechi. Supraturnările de beton, ceea ce aplicăm acum aici, sunt de multe ori delicate, deoarece stratul nu este foarte gros, se toarnă între 10, 12, maxim 13 cm. Pentru a crește productivitatea, folosim o formulă inovatoare, o formulă în care betonul îl armăm în dispersă, nu cu fier, deoarece fierul este foarte scump și se scumpește pe zi ce trece, deoarece conține foarte multă energie consumată, și cu fulgi de polipropilenă, cu niște ace de plastic care își fac treaba de minune, înlocuind perfect caracteristicile de armare. Astăzi am turnat o suprafață mai mică de beton, în jur de 400 de metri, luând în considerare faptul că această turnare a avut nevoie de o pompă staționară. Este o lucrare profitabilă chiar și la această suprafață mică. Suprafața este finisată, după cum vedeți, cu aceste așa zise elicoptere. Sunt niște finisoare mecanice care fac din beton o suprafață perfect netedă, perfect lucioasă și extrem de rezistentă la abraziune. Un beton neelicopterizat este de 6 ori mai puțin rezistent la abraziune. Mai mult de atât, pe suprafața turnată am aplicat un întăritor de suprafață, un cuarț amestecat cu aditiv special și cu ciment,
care nu fac altceva decât să confere o duritate extremă pardoselii de beton. Mâine vom porni în continuare cu următorii 700 de metri, îi vom finaliza. Un lucru foarte important în pardoselile de beton este finisarea marginilor și în jurul stâlpilor. Acest lucru nu se poate face cu un dublu finisor, se face cu mașina de finisat margini, Mosquito, este numit de către cei din domeniu. Este un finisor cu diametru de 60 de centimetri, care intră până lângă marginea betonului, nivelându-l și finisându-l. Cuarțul pe care îl folosim aici este din nou de la Chema. Este un cuarț bun, dacă ținem cont de raportul preț-calitate. Este un întăritor de suprafață ce aplicat într-o cantitate de minim 3 kg pe metru pătrat conferă pavimentului de beton caracteristici deosebite, caracteristici cu privire la rezistența acestui beton. O astfel de pardosea industrială are o durată medie de viață de 10-12 ani, bineînțeles în condițiile în care este întreținută corect. În fiecare an trebuie intervenit cu o sigilare, cu o peliculă de rășină epoxidică sau de lac acrilic protector. Dacă se respectă această protecție anuală, pavimentul va arăta la fel și peste 10 ani. Foarte mulți beneficiari greșesc zgârcindu-se la 1 euro în plus pentru a-și proteja investiția făcută. Este un lucru stupid pe care noi de fiecare dată îl scoatem în evidență și încercăm să convingem beneficiarul de avantajele protejării finale a pardoselii industriale cu lacul despre care v-am vorbit. Supraturnările pe un beton vechi mai au încă un mic secret pe care am să vi-l dezvălui. Obligatoriu trebuie pus folie cu respectarea suprapunerilor și noul beton care se toarnă trebuie turnat pe această folie. Dacă cineva face greșeala să toarne pe betonul vechi plin de fisuri, va avea surpriza ca toate fisurile din vechiul paviment să se regăsească și pe betonul proaspăt turnat, indiferent cât de bine ar arma masa betonului. Fisurile pe care le vedeți în vechiul paviment nu fac altceva decât să se transmită prin masa betonului, indiferent de grosime, la suprafața noului beton turnat. Astfel, punând folie și turnând noul beton pe folie, nu facem altceva decât să creăm un pat de fugă, un rost de dilatație orizontal pe care betonul, cu ajutorul rosturilor de dilatație pe care se vor aplica, nu face altceva decât să joace. Jocul unei plăci de beton este în funcție de temperatură, dar chiar și acei câțiva zeci de microni poate influența apariția fisurilor în betonul proaspăt turnat. De aceea este foarte important și din practica celor 7 ani de pardoseli industriale vă pot spune că a tăia betonul la dimensiunea de 3x3, da? Deci la 3 metri pe 3 metri trebuie tăiate rosturi de dilatație, astfel încât să nu te doară capul și să nu ai surprize că vor apărea microfisuri. În aceeași locație am turnat peste 10.000 de metri pătrați, 10.000 de metri pătrați cu această soluție modernă, cu această armare în dispersă a betonului. Nu am avut nici măcar un metru de microfisură sau fisură apărută. Foarte mult se întreabă cum este posibil ca niște plastice deosebit de subțiri amestecate în masa betonului să-și facă treaba. Ei bine, le pot spune că această metodă de armare a betonului și a elementelor din argilă este foarte, foarte veche. Pe vremea
faraonilor, egiptenii își tundeau sclavii chel și le foloseau părul pentru a face celebrele cărămizi egiptene, care, iată, și după 7000 de ani, ele rezistă, sunt încă vii și poți construi cu ele case noi. Deci, metoda de fibrare în dispersă are, cu alte cuvinte, 7000 de ani vechime, a fost folosită pentru prima dată în Egiptul Antic, a fost folosită și în România, în zona de sud și în Moldova, sub formă de paie, da? Se băgau paie în masa lutului, amestecate cu bălegar de cal, se făceau celebri cârpiți, pe care cu siguranță toți dintre dumneavoastră îi cunoașteți, cărămiți de lut și paie, paiele având rolul de a ține lutul legat. Exact așa se procedează și în cazul betonului, acele fire care au 6 cm lungime, nu fac altceva decât să facă o structură paralelă de rezistență a betonului și să-i confere acestuia rezistențe extrem de ridicate și la întindere și la compresiune. În cazul de față avem noroc, locația este luminată. În cazuri mai complicate, luminăm suprafața noi cu ajutorul farurilor, cu ajutorul generatorului. După cum vedeți, dublu finisorul, mașinuța pe care se distrează muncitorii, au și este înzestrată cu două proiectoare pentru a vedea fiecare detaliu al pardoselii și pentru a nu lăsa nici măcar un por neacoperit în betonul pe care noi, cei de la Romproton, îl executăm. Romproton Production nu se bucură în mod special că a venit criza, în schimb a știut să folosească această criză în folosul propriu, obținând performanțe mult mai ridicate și parametrii de calitate net superiori celor din anii precedenți. Practica te face maestru, la fel și în cazul nostru, lucrăm în acest domeniu de mai bine de 7 ani de zile. Am învățat o serie de lucruri din greșelile noastre, greșeli pe care astăzi le facem din ce în ce mai rar și când le facem, nu facem altceva decât a le remedia de îndată. Vorbeam de criză, vorbeam de muncitori. După părerea noastră, a mea personală, criza prin care trecem va fi veșnică. Nu trebuie să facem altceva decât să o depășim fiecare într-un mod personal. Este și o criză de informare. Foarte mulți greșesc în a aplica betonul cheltuind sume nejustificate de bani în armarea betonului cu metoda clasică, cu plasă STM. Este mult mai costisitor să folosești plasă STM în procesul de armare decât să folosești o armare la care baza armării o constituie plasticul. Este într-adevăr, de ce să nu recunoaștem, și un mod ecologic de a recicla sutele și miile de tone de peturi care zilnic se aruncă de către populație la gropile de gunoi. Să încheiem tot în spiritul crizei. Criza actuală este și o criză de informare și o criză de educație. Tocmai de aceea managerii ar trebui să-și revizuiască poziția față de angajați, să-i ajute să priceapă mai multe lucruri tehnice și, de ce nu, chiar și teoretice din domenii abstracte, cum sunt matematica, fizica sau chimia. În încheierea acestei ediții vă invităm și la următoarea ediție la Construim în Direct. Construim în Direct este o emisiune care își propune a vă arăta mici secrete din domeniul pardoselilor industriale, din domeniul construcțiilor, dar nu în ultim rând își propune a arăta și celorlalte firme cum se lucrează în România, să nu mai spună nimeni că în România nu se lucrează competitiv și nu se lucrează la nivel occidental. Rămâneți alături de noi și
la următoarele ediții, la Construim în direct, aveți numai lucruri bune de învățat.